De guvernare va avea majoritate. Colega mea, Gabriela Mihai, este la Palatul Parlamentului și ne spune ce se întâmplă acum acolo. Bun găsit, Gabriela! Am găsit, chiar în aceste momente are loc votul pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților. Știm că și-au depus candidatura trei candidați. Vorbim despre Marcel Ciolacu, Raluca Turcan și Kelemen Hunor. Au fost și tensiuni aici în Camera Deputaților atunci când cei trei și-au susținut candidatura. De fiecare dată, atât atunci când a vorbit Raluca Turcan, cât și când a vorbit Marcel Ciolacu, în sală au fost contestatari. Și iată că în aceste momente se desfășoară acest vot. Ulterior se vor număra voturile. Important de menționat este că vorbim cel mai probabil despre faptul că cea de-a treia funcție în stat va fi preluată de Marcel Ciolacu din partea grupului PSD, iar asta pentru că ceva mai devreme au avut loc negocieri dure, astfel încât PSD să își asigure acest loc pentru Marcel Ciolacu, iar asta pentru că ceva mai devreme în Comisia Juridică de la Senat, ne reamintim, a fost dat un vot pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Ei bine, atunci a apărut scandalul pentru că ALDE nu mai dorea să susțină grupul PSD, în speță pe Marcel Ciolacu, pentru funcția de președinte al Camerei Deputaților. Iar aici, în Parlamentul României, a venit premierul Viorica Dăncilă, cea care de altfel a stat personal de vorbă cu Călin Popescu Tăriceanu, astfel încât să obțină un vot de încredere din partea ALDE. Cel mai probabil că, în schimb, Călin Popescu Tăriceanu a obținut o promisiune referitoare la votul care ar urma să aibă loc și în plenul Camerei Senatului cu privire la ridicarea imunității sale după ce procurorii anticorupție au cerut un aviz de începere a urmăririi penale pe numele său. Așadar, după ce au avut loc negocierile între Viorica Dăncilă și Călin Popescu Tăriceanu, a început ședința de plen a Camerei Deputaților, care fusese suspendată, și cei trei candidați și-au susținut punctul de vedere, iar în aceste momente are loc votul. Vom vedea așadar în cele din urmă cum se va vota, ce vor alege în plenul Senatului Deputații în privința președintelui Camerei Deputaților. Cert este însă că sunt șanse foarte mari ca Marcel Ciolacu să fie cel de-al treilea om în stat, adică președintele Camerei Deputaților, după ce au avut loc toate aceste negocieri. Nu a înțeles nimic din votul pe care l-au dat românii în această instituție. S-au tranzacționat voturi, s-au făcut presiuni, șantaje directe asupra unor parlamentari. Până și astăzi am asistat la tranzacționări în moduri jenante pentru niște voturi. Sunt abuzuri pe care le-ați săvârșit prin vot aici în Camera Deputaților, transformând toată puterea pe care o aveți într-o politică de abuz. Democrația înseamnă un mandat totuși de 4 ani. Am făcut, ca și partid, suficiente greșeli sau decizii care ne-au costat, deoarece poporul întotdeauna are dreptate. Asta nu înseamnă că putem să ne jucăm cu cuvântul democrație, de cuvântul de majoritate, sau să facem și să răsturnăm lucrurile de fiecare dată când vrem noi. Un guvern în răstorn democratic cu moțiune de cenzură. Se depune în Parlament, trece moțiunea de cenzură, pleacă guvernul. Nu există alt tip de democrație.
Comisia Juridică a Senatului a votat pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Decizia are loc în contextul în care DNA îl acuză de luare de mită pe vremea când era prim-ministru. Până acum, senatorii juriști au amânat de 6 ori dezbaterea privind ridicarea imunității celui de-al doilea om în stat. La votul amânat, mai bine de o jumătate de an, s-au înregistrat 3 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot împotrivă. Comisia Juridică a Senatului a dat undă verde pentru începerea urmăririi penale a lui Călin Popescu Tăriceanu la o jumătate de an după ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție au cerut un aviz pentru a începe anchetarea înaltului demnitar, aflat în prezent sub protecția imunității parlamentare. Călin Popescu Tăriceanu poate fi urmărit penal doar cu acordul Senatului, pentru că faptele de care este acuzat de DNA ar fi fost săvârșite în perioada în care a fost premier, adică acum mai bine de 11 ani. Și am supus votului, după cum știți, efectuarea urmăririi penale față de președintele Senatului ca urmare a cererii DNA. Avem un vot neutru. Au fost 3 voturi pentru, 2 abțineri și 1 vot în împotrivă. Asta înseamnă că noi, Comisia Juridică, vom propune plenului Senatului efectuarea urmăririi penale față de domnul Tăriceanu, urmând ca plenul Senatului să decidă în consecință. Votul a fost totuși unul precar, cu 6 senatori din 11 prezenți în comisie. La votul din Comisia Juridică a Senatului au participat 3 senatori ai opoziției, 2 ai puterii și 1 din partea UDMR. La lucrări au participat cei 2 reprezentanți ai Partidului Național Liberal, reprezentantul UTR, reprezentantul UDMR și 2 senatori din cei 5 ai Partidului Social Democrat, reprezentantul ALDE lipsind în mod inexplicabil. Senatorii PSD prezenți la vot au fost Robert Cazanciuc și Șerban Nicolae. Acesta din urmă a reacționat dur după ce Comisia Juridică a Senatului a decis să recomande și celorlalți senatori să voteze pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Din punctul meu de vedere, în felul ăsta scapă adevărații infractori. Atâta vreme cât te ocupi de adversari politici, ai potentaților vremii, înseamnă că nu te ocupi de adevărații infractori. Au dispărut pădurile, a dispărut industria, a dispărut flota. Marea problemă în România a fost cu 2 salariate de la DGASPC Telorman. Șerban Nicolae a mai spus că nu crede că vreun social-democrat din Senat va vota pentru ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu. Comisia Juridică a dat practic o recomandare de începere a urmăririi penale în cazul actualului președinte al Senatului. Raportul comisiei, în care apar argumentele parchetului, apărările consemnate în cadrul audierilor și concluziile, va fi trimis biroului permanent al Senatului, iar de acolo va ajunge în plenul Senatului pentru discuții și vot final. Cel mai probabil că Călin Popescu Tăriceanu va afla ce decid senatorii în privința sa săptămâna viitoare. Avem un termen dispus ieri de 2 săptămâni de către biroul permanent pentru depunerea raportului, va fi probabil mai devreme. Au fost 2 pledoarii și au fost depuse mai multe documente de către avocat. Și în timpul audierilor și ulterior, cred că de 2-3 ori cel puțin au fost depuse documente în apărare. Până acum, socialdemocrații au fost cei care au amânat luarea unei decizii în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu. Biroul permanent al Senatului a prelungit însă termenul pentru întocmirea raportului în cazul acestei cereri a DNA de mai multe ori și din mai multe cauze. Cu totul, senatorii juriști au amânat de 6 ori dezbaterea privind ridicarea imunității lui Călin Popescu Tăriceanu pentru ca acesta să poată fi anchetat de procurori. La reluarea lucrărilor din Parlament în sesiunea din februarie, Biroul Permanent al Senatului a stabilit că termenul definitiv pentru ca membrii Comisiei Juridice să dea un aviz să fie 2 aprilie. Mai multe ședințe ale Comisiei au fost însă suspendate din lipsă de cvorum. Același lucru s-a întâmplat și pe 9 aprilie, când doar senatorii opoziției au mers la discuții despre cererea DNA. Pe 16 aprilie, senatorii socialdemocrați au propus invitarea unui reprezentant al parchetului general la Comisia Juridică din Senat pentru susținerea cauzei, dar nici în această privință nu a fost luată o decizie. Alte amânări au avut loc și pentru că senatorii au cerut mai mult timp pentru a studia dosarul. DNA a transmis Senatului în 7 noiembrie 2018 cererea de avizare a începerii urmăririi penale în cazul lui Călin Popescu Tăriceanu. Președintele Senatului a apreciat decizia drept un demers politic. Călin Popescu Tăriceanu este acuzat că a primit foloase materiale de aproape 800.000 de dolari de la o firmă austriacă în perioada în care era premier. Procurorii spun că politicianul ar fi încasat suma indirect între anii 2007-2008. În schimbul banilor, Călin Popescu Tăriceanu
Iranul ar fi oferit austriecilor posibilitatea să semneze contracte adiționale, astfel încât compania respectivă să fie favorizată. Suma primită de Călin Popescu-Tăriceanu ar fi reprezentat un comision de 10% din valoarea acestor acte adiționale și ar fi fost folosită în beneficiul demnitarului, fiind transferată în baza unor contracte fictive încheiate cu mai multe companii offshore. Senatorii vor lua o decizie în privința lui Călin Popescu-Tăriceanu săptămâna viitoare. Și ne întoarcem acum la Palatul Parlamentului, mai exact la Camera Deputaților, unde votul pentru alegerea președintelui Camerei Deputaților s-a încheiat. Chiar în aceste momente sunt numărate voturile. Vă reamintesc că în curs au intrat liberala Raluca Turcan, care este susținută de PNL, USR și PMP. PSD ALDE îl propun pe Marcel Ciolacu, iar UDMR a anunțat că îl susține pe Kelemen Hunor. De îndată ce se va termina numărarea voturilor și vom afla care sunt rezultatele, vi le vom spune și dumneavoastră. Pe de altă parte, ieri Viorica Dăncilă a ținut prima ședință a Comitetului Executiv al Partidului în calitate de președinte interimar, iar după mai bine de 7 ore de negocieri a prezentat noile modificări. Ana Birceal va fi propusă pentru portofoliul justiției, Roxana Mânzatu la fonduri europene, Natalia Intotero la relația cu românii de pretutindeni, iar Titus Corlățean va fi noul vicepremier în locul lui Viorel Ștefan. Propunerile vor ajunge pe masa președintelui Klaus Iohannis. Mă refer la Ministerul Justiției, unde a fost propusă Ana Birceal. Mă refer la Ministerul Fondurilor Europene, unde a fost propusă și votată Roxana Mânzatu. Roxana a fost secretar de stat în cadrul Ministerului Fondurilor Europene și lucrează pe fonduri europene începând cu anul 2004. Pentru Ministerul Românilor de Pretutindeni, propunerea a fost Natalia Intotero, cea care a ocupat această funcție până la începerea alegerilor parlamentare. După o ședință care a durat mai bine de 7 ore, premierul României Viorica Dăncilă a ieșit la declarații și a anunțat primele decizii din cadrul Comitetului Executiv al PSD. Prioritar a fost desemnarea noilor miniștri. Astfel, Ana Birceal, care este în prezent ministru interimar al Justiției, este propunerea PSD pentru portofoliul eliberat de Tudorel Toader în urma remanierii guvernamentale din urmă cu o lună și jumătate. Tot astăzi am votat pentru vicepremier, pentru parteneriate strategice, pe Titus Corlățean, având în vedere experiența pe care Titus Corlățean o are în această privință. Conducerea PSD a mai decis să-l propună pe Titus Corlățean pentru postul de vicepremier eliberat de Viorel Ștefan, după ce a fost numit la Curtea Europeană de Conturi. Numirea lui Titus Corlățean este pentru vicepremier pe parteneriate strategice, în locul Anei Birceal. Deci eu consider că Titus Corlățean are experiență privind politica externă. Nu are în portofoliu dumnealui dreptul la nicio decizie legată de alegeri, de secții de votare. Dăncilă a adăugat că după stabilirea propunerilor îl va suna pe președintele Klaus Iohannis. De asemenea, șefa executivului a anunțat deja că nu va demisiona și că guvernarea continuă alături de ALDE, până când printr-o moțiune de cenzură se va schimba guvernul. Marile schimbări nu se opresc aici. Dăncilă a anunțat că mai urmează o zi de foc pentru PSD săptămâna viitoare. Luni la ora 10 ședință de coaliție, la ora 12 vom avea birou permanent național, pentru că așa cum am menționat, vom face săptămânal biroul permanent național și ședințele de coaliție și vom stabili în biroul permanent național când vom face congresul. Am discutat despre acest lucru, cred că trebuie să avem în vedere două etape. O primă etapă referitoare la statut, să vedem dacă toate lucrurile, toate prevederile din statut sunt agreate sau trebuie să mai facem modificări. Și pe urmă vom avea un congres în care vom alege conducerea partidului și, bineînțeles, vom desemna candidatul pentru alegerile prezidențiale. Până și Mircea Geoană consideră că PSD este în continuare toxic. După ce a fost invitat de Viorica Dăncilă la dialog, fostul lider al Partidului Social Democrat a precizat că nu plănuiește să revină în politică prea curând și a refuzat categoric propunerea primită. Viorica Dăncilă l-a invitat pe Mircea Geoană la discuții în cadrul PSD, însă acesta a refuzat invitația. Fostul președinte al Partidului Social Democrat a reacționat prin intermediul unui mesaj publicat pe pagina sa de socializare.
Inima mea va rămâne întotdeauna fidelă socialdemocrației, ideilor progresiste și valorilor democratice europene. Înțeleg și încurajez nevoia PSD de a depăși o perioadă grea care, netratată cu curaj și responsabilitate, are potențialul de a pune sub semnul întrebării soarta acestui mare partid românesc. Rămân alături de foștii mei colegi și colege, însă planurile mele imediate nu includ revenirea în politica militantă, a precizat Joana pe Facebook. Președintele interimar al PSD, Viorica Dăncilă, a anunțat în Parlament că atât Mircea Joană cât și alți colegi excluși din PSD, dar care vor să revină alături de socialdemocrați, vor fi bineveniți. De asemenea, Dăncilă a precizat că își dorește alături toți oamenii de bună credință. Mircea Joană a fost președinte PSD și candidat al partidului în alegerile prezidențiale din 2009. Acesta a pierdut însă în al doilea tur în fața lui Traian Băsescu. În anul 2011, Joană a fost exclus din PSD. Sindicaliștii din poliție cer demisia ministrului de interne. Este timpul să plece acasă, doamnă Dan, pentru că a ascultat cu capul plecat ordine menite să destabilizeze această țară, scrie vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România într-un mesaj postat în mediul online. E timpul să pleci acasă, doamna Dan, pentru permanenta atitudine fățarnică pe care ai adoptat-o încă de la începutul mandatului, pentru că ne-ai mințit, cu zâmbetul pe buze la parade sau cu lacrimi false în ochi la catafalcul eroilor, pentru că nu ai schimbat chiar nimic în acest minister în pofida tuturor promisiunilor, pentru că ai permis, uneltind și complotând, să ne rânjească infractorii în față la adăpostul umbrelei roșii, pentru că ai ascultat cu capul plecat ordine menite să destabilizeze această țară, ordine transmise mai departe cu orice risc decât pentru protejarea unui infractor de drept comun ce acum e după gratii, pentru că ai fost nimic și ai făcut decât nimic, a scris vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România, SNPR Decus, pe pagina sa de socializare. Mesajul transmis de Bogdan Bănică continua la fel de dur la adresa ministrului de interne. Acesta susține că oficialul guvernamental a călcat demnitatea polițiștilor în picioare pentru că le-a menținut salariile din 2009, pentru că i-a trimis în patrulare în mașini învechite și periculoase și pentru că i-a pus în pericol pe ofițeri din cauza dotărilor vechi de peste 30 de ani. Polițiștii spun că se simt umiliți de ministrul Carmen Dan. Ciolanul s-a terminat, stăpânul nu mai are altele să vă dea. E timpul, doamna Dan, dacă ai un dram de onoare, să pleci. Dumneata, cu toată șleachta de sfertodocți incompetenți, ați mâncat tot covrigul până la ultima firimitură nesătulilor, până la ultimul grăunte de mac. Ați lins și ambalajul, tot. A mai scris vicepreședintele Sindicatului Național al Polițiștilor din România, SNPR Decus, în mesajul său. Bogdan Bănică mai spune că ministrul Carmen Dan va rămâne în amintirea colectivă drept cel mai incompetent, ocult, slugarnic și anost ministru al internelor pe care l-a avut România post-decembristă. Premierul Viorica Dăncilă a declarat că viitorul lui Carmen Dan și al tuturor miniștrilor va fi discutat în cadrul partidului săptămâna viitoare. În funcția de ministru al internelor. Nu am discutat. Au fost mai multe nereguli în cadrul Ministerului Internelor. Lăsând la o parte protestele din 10 august, am mai fost și o zi jumătate am încercat să adun toți membrii de partid, să adun toți factorii de decizie. În BPN-ul de luni vom avea discuții, vom continua discuțiile. Și au fost schimbări importante în interiorul Partidului Social-Democrat. Codrin Ștefănescu, omul lui Dragnea, a fost îndepărtat din funcția de secretar general, iar locul i-a fost luat de Rodica Nasar. Viorica Dăncilă a mai anunțat că exclude orice colaborare pe viitor cu Anca Alexandrescu, cea care a fost consilier la guvern. Cât despre Darius Vâlcov, șefa executivului, a anunțat că va lua o decizie în zilele următoare. Ședința CEC s-a venit cu răsturnări de situație. Dacă mulți și-au pierdut funcțiile, alții și le-au recuperat. Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost votată în unanimitate lider interimar al PSD București și vicepreședinte al PSD la nivel național. Tot în cadrul comitetului executiv de astăzi am supus votului funcția de președinte executiv și a fost votat în unanimitate Paul Stănescu, dar și cea de secretar general al Partidului Social Democrat, unde a fost o singură propunere, Rodica Nasar, propunere care a fost votată tot în unanimitate.
PSD s-a reunit marți seară în prima ședință a Comitetului Executiv Național după alegerile din 26 mai. Cu alegerile europarlamentare pierdute la un scor zdrobitor și cu aliații de la ALDE care nu au trecut pragul la scrutinul pentru PE, partidul de guvernare a mai primit luni o lovitură. Condamnarea liderului Liviu Dragnea la 3 ani și jumătate de închisoare cu executare. Partidul s-a repliat imediat. Paul Stănescu a devenit numărul 2 în partid, s-au decis propunerile de miniștri după remaniere și au fost eliminați din prim plan apropiații fostului lider Liviu Dragnea. Codrin Ștefănescu, un aprig susținător al lui Liviu Dragnea, și-a pierdut funcția de secretar general în favoarea Rodicăi Nasar. Premierul Viorica Dăncilă a vorbit și despre relația cu fostul ministru al muncii Lia Olguța Vasilescu. Sigur că da, avem o colaborare foarte bună. Astăzi Olguța a fost alături de noi și a spus și punctul de vedere. Nu avem nicio problemă. Olguța Vasilescu va rămâne în conducerea PSD, este vicepreședinte al Partidului Social Democrat. Nu știu de unde a ieșit această știre. Nu au fost doar înlocuiri masive, ci și reveniri surprinzătoare. Gabriela Firea, primarul general al Capitalei, a fost validată în unanimitate de Comitetul Executiv Național al PSD pentru funcția de președinte al Organizației de București. Mai mulți colegi mi-au spus că, dată fiind situația actuală, ar trebui să analizez și să renunț la ceea ce am anunțat la unul dintre cexurile de anul trecut, și anume atunci când, ca un gest de onoare, mi-am dat demisia din președinte interimar al PSD București și din poziția de vicepreședinte la nivel național, funcția de la Ilfov doar aceea fiindu-mi luată cu forța la propunerea președintelui de la acel moment al partidului. Firea și-a chemat și foștii colegi în partid plecați între timp la Pro-România după ce au fost maziliți anul trecut de Liviu Dragnea. Primarul Capitalei crede că PSD ar putea încheia chiar o alianță cu partidul lui Victor Ponta. Le fac o invitație personală, prietenească, pentru că cexul este cel care va decide până la urmă și reînscrierea și rechemarea colegilor noștri în PSD, așa este normal. Domnul Marian Neacșu este un om extrem de valoros, a fost unul dintre cei mai buni secretari generali. Pe timpul domniei sale, partidul a fost unit și nu dezbinat și a fost bine reprezentat. La fel domnul Mocioalcă, domnul Țuțuianu și ceilalți colegi din partid care au avut de suferit de pe urma faptului că au semnat acea scrisoare. Viorica Dăncilă l-a primit astăzi la Palatul Victoria pe ambasadorul Statelor Unite la București, Hans Klemm. Ambasadorul a venit să discute despre ultimele schimbări de pe scena politică românească, precum și aspectele cooperării bilaterale. Întâlnirea dintre cei doi a avut loc în contextul în care liderul PSD a fost condamnat la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare în dosarul angajărilor fictive. Alianța 2020 USR Plus va avea un candidat propriu la alegerile prezidențiale. Anunțul a fost făcut de liderul USR Dan Barna, care a precizat că într-un tur 2 cu Klaus Iohannis și candidatul USR Plus, românii chiar vor avea de unde să aleagă. Primăria Capitalei aproape de colaps. Asta susține deputatul Nicușor Dan, care a prezentat în fața presei informații cu privire la dezechilibrul financiar major al instituției. Nicușor Dan este de părere că Primăria Capitalei are nevoie de o restructurare drastică și rapidă a bugetului în 2019 pentru a evita falimentul. Singura posibilitate este ca administrația publică a Bucureștiului să opereze o restructurare masivă a bugetului municipiului București pe 2019. În caz contrar, singura alternativă este intrarea în incapacitate de plată. Deputatul Nicușor Dan a prezentat și cifrele care indică faptul că veniturile Primăriei Capitalei au fost supraestimate în 2017 și 2018. Mai mult, acesta susține că și în acest an veniturile sunt supraestimate. Bugetul Primăriei București este dezechilibrat. Președintele României, Klaus Iohannis, va susține astăzi la ora 17 o conferință de presă pe care o veți putea urmări în direct pe B1 TV. Mai multe detalii ne dă colega mea, Gabriela Mihai. Gabi, te ascultăm. Bun găsit! Președintele României, Klaus Iohannis, a anunțat că la ora 17 va susține o declarație de presă la Palatul Constituției.
Cotroceni. Din informațiile pe care le avem până la această oră, este posibil ca președintele României, Klaus Iohannis, să facă un anunț chiar referitor la propunerile pe care le are acum premierul Viorica Dăncilă în privința locurilor vacante din cadrul celor trei ministere, printre care și Ministerul Justiției. Pe de altă parte, nu este exclus ca președintele României, Klaus Iohannis, să vină cu o declarație și referitoare la faptul că, ne reamintim, fostul președinte al Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a fost condamnat și în acest moment se află în spatele gratilor. Ei bine, astăzi premierul Viorica Dăncilă spunea că va sta de vorbă cu președintele Klaus Iohannis în privința propunerilor pe care aceasta le are pentru locurile vacante din cadrul celor trei ministere și nu este exclus ca această discuție să fie avut loc dacă Viorica Dăncilă l-a sunat pe președintele României, Klaus Iohannis. Vom vedea însă la ora 17 ce anume va anunța președintele în declarația de presă. Am înțeles. Mulțumim foarte mult, Gabriela. Gabriela Firea, reacție nervoasă după ședința Comitetului Executiv al PSD. După ce a revenit în CEX și în biroul permanent al partidului, primarul general și-a ieșit din fire când protestatarul Marian Moroșanu, cunoscut sub pseudonimul Ceaușescu, a început să scandeze împotriva PSD. V-am dat o judecată și nu mai țipați că vă faceți de râs! Vă faceți de râs! Sunt o persoană care vă faceți de râs! În timp ce Gabriela Firea făcea declarații de presă, protestatarul a scandat lozinci anti-PSD. Primarul general s-a enervat și a avut o reacție dură. Cine v-a plătit să veniți aici? Vă spuneți cine v-a plătit? Vreți să vă spun? Haideți că vă spun cine v-a plătit. Dar ce credeți că ne e frică de un domn care vine și țipă? Ne întoarcem la Palatul Parlamentului, la Camera Deputaților, care are un nou președinte. Marcel Ciolacu vine în locul lui Liviu Dragnea. Marcel Ciolacu a fost ales cu 172 de voturi la șefia Camerei. Mai multe detalii ne dă colega mea, Gabriela Mihai. Gabi, te rog. Bun găsit, tocmai au fost numărate voturile date în plenul Camerei Deputaților, iar până la această oră se pare că Marcel Ciolacu a obținut 172 de voturi, în timp ce Raluca Turcan a obținut 100 de voturi. Au fost voturi și pentru Kelemen Hunor, număr de 20, iar 11 voturi au fost anulate. Prin urmare, iată că în aceste momente Marcel Ciolacu este președintele Camerei Deputaților. Desigur, trebuie făcut și anunțul oficial cu numărătoarea voturilor și, așa cum spuneam, Marcel Ciolacu, reprezentantul Partidului Social Democrat, este cel care a preluat funcția de președinte al Camerei Deputaților. Asta după ce astăzi au avut loc discuții intense pentru ca Marcel Ciolacu să fie ales, pentru că vă reamintesc că acesta inițial avea șanse să piardă majoritatea în plenul Camerei Deputaților după ce Comisia Juridică a Senatului a dat un vot pentru începerea urmăririi penale pe numele lui Călin Popescu Tăricianu. Tocmai de aceea, ulterior, aici în Parlament a venit și premierul Viorica Dăncilă pentru a discuta direct cu Călin Popescu Tăricianu, președintele Senatului. După mai multe zeci de minute de discuții, se pare că au ajuns la un consens, iar în aceste momente Marcel Ciolacu a obținut în plenul Camerei Deputaților 172 de voturi. Gabriela, mulțumim!
Au început negocierile pentru nominalizarea șefilor principalelor instituții europene. Șefii de stat și de guvern ai statelor membre ale Uniunii Europene s-au reunit ieri la Bruxelles pentru a analiza rezultatele alegerilor și pentru a începe procesul de desemnare a șefilor principalelor instituții ale Uniunii. La reuniune a participat și președintele Klaus Iohannis. Fiind vorba de poziții extrem de importante, toți actorii încearcă să se poziționeze cât mai bine și atunci nu trebuie să vedem aceste afirmații altfel decât un joc de poziționare. PPE-ul merge din 2014 pe așa numita soluția Spitzenkandidat, deci candidat de vârf. Care candidat este vârful de lance în campanie? Pentru populari a fost în această campanie Manfred Weber. Și candidatul va fi mai departe promovat pentru poziția de președinte al Comisiei Europene. Funcțiile vizate sunt cele de președinte al Comisiei Europene, președinte al Parlamentului European, înalt reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, președinte al Băncii Centrale Europene și președinte al Consiliului European. Negocierile vor fi cu atât mai dificile cu cât în urma scrutinului din 23-26 mai a rezultat un Parlament European extrem de heterogen, în care se remarcă ascensiunea liberalilor ca al treilea grup politic, dar și scorul bun obținut de populiști. Trebuie mers cu calm și cu multă înțelepciune în această procedură, fiindcă nu numai PPE-ul singur nu poate, nici împreună în coaliția PPE cu socialiștii, cum a fost în mandatul trecut, nu este suficient. E nevoie cel puțin de încă o grupare politică. Sigur, asta rămâne încă deschis să vedem cu cine se va negocia. Este clar că pentru o majoritate suficientă în Parlamentul European este nevoie de cel puțin trei grupuri politice. Asta complică, sigur, întreaga ecuație, dar ca să vă răspund concret la întrebare, nimeni nu poate să formeze o majoritate fără PPE și de aceea suntem deciși să intrăm în aceste negocieri cu fermitate, cu calm și cu deschidere față de propunerile care vor veni. Potrivit tratatului de la Lisabona, statele membre vor trebui să numească un candidat pentru postul de președinte al Comisiei Europene, în conformitate cu rezultatele alegerilor europene. Parlamentul European trebuie să-și dea acordul asupra noului președinte al Comisiei Europene prin majoritatea absolută a voturilor. În cazul în care candidatul nu obține majoritatea necesară, statele membre trebuie să propună un alt candidat în termen de o lună, Consiliul European hotărând cu majoritate calificată. Primul ministru interimar al Spaniei, Pedro Sánchez, s-a întâlnit luni la Paris cu președintele francez Emmanuel Macron pentru a discuta despre rezultatele alegerilor parlamentare europene. În timpul unei cine care a avut loc la Palatul Élysée, cei doi lideri au discutat despre alocarea principalelor funcții în Parlament și despre respingerea forțelor de extremă dreaptă. Partidul Socialist al lui Sánchez a terminat pe prima poziție în alegerile europene din Spania. Partidul de extremă dreaptă condus de Marine Le Pen, Adunarea Națională, a câștigat majoritatea voturilor în Franța, dar diferența față de Partidul Liberal al lui Macron este redusă. După alegerile de duminică, coaliția formată din Partidul Popular European Conservator și Socialiști nu mai are majoritate în Parlamentul European, ceea ce înseamnă că forțele politice care tradițional dădeau candidatul câștigător ar putea fi nevoite să se bazeze pe liberali pentru a ajunge la consens. Liderul francez a avut luni o conversație telefonică cu Angela Merkel, care i-a spus că Germania continuă să sprijine mecanismul Spitzenkandidat. Merkel a solicitat Uniunii Europene să decidă rapid în privința persoanei care va fi nominalizată pentru ocuparea postului de președinte al Comisiei Europene. Formațiunea Angelei Merkel, CDU, care face parte din grupul popularilor europeni, îl susține pe Manfred Weber pentru postul de președinte al Comisiei Europene. Și președintele Macron dorește un acord rapid în privința nominalizării candidatului pentru funcția de președinte al CE. Partidul președintelui francez Republica de Marș a declarat în mod repetat că se opune procesului Spitzenkandidat și zilele trecute a spus că fostul negociator pentru Brexit al UE, francezul Michel Barnier, ar fi un bun șef al executivului european.
Guvern. Cel de-al treilea grup politic ca mărime din Parlamentul European, ALDE, din care face parte partidul lui Emmanuel Macron, trebuie să facă parte din procesul de selecție, i-a transmis președintele francez și Angelei Merkel. Jocul pare mai deschis ca niciodată, comentează L'Express, care prezintă principalii patru candidați la președinția Comisiei Europene. Și acești patru candidați sunt cotați cu cele mai mari șanse la fotoliul pe care la 31 octombrie Jean-Claude Juncker îl va părăsi. O publicație franceză a prezentat punctele lor forte, dar și pe cele slabe. La 46 de ani, germanul Manfred Weber are cel mai subțire CV dintre toți candidații luați în calcul la succesiunea lui Jean-Claude Juncker. Activitatea sa politică se rezumă la Parlamentul European, unde este prezent de 15 ani încoace, adică 3 mandate consecutive de câte 5 ani fiecare. Totodată este liderul grupului conservator PPE din 2014. De ce are șanse? Potrivit procedurii Spitzenkandidat, în traducere candidatul cap de listă aplicată din 2014, Weber ar trebui să ia locul lui Juncker la șefia Comisiei Europene. Învingător cu PPE în europarlamentarele de duminică, conservatorul bavarez are parte de sprijinul puternic al cancelarului german Angela Merkel. Candidatura lui Weber are însă și minusuri. El reprezintă un grup care a obținut duminică un scor mai mic decât în scrutinul de acum 5 ani. PPE are estimate 177 de mandate în noul legislativ european, față de 221 avute în precedentul. Ori viitorul președinte al CE trebuie confirmat cu o majoritate de voturi în Parlamentul European, adică peste 375, și să se bucure de susținerea tuturor statelor membre UE. Pe lângă lipsa majorității, Weber nu are experiență guvernamentală. La 58 de ani, olandezul Frans Timmermans are o lungă carieră diplomatică în spate. După 2 ani petrecuți la șefia diplomației olandeze, a lăsat Haga pentru Bruxelles în 2014 și a lucrat în ultimii 5 ani în funcția de vicepreședinte al Comisiei Europene. Poliglot și un diplomat excelent, Frans Timmermans cunoaște Comisia ca pe propriul buzunar. De asemenea, ca social-democrat poate reuni forțele de stânga cu liberalii și ecologiștii. În plus, partidul său PVDA a învins contra tuturor așteptărilor în scrutinul europarlamentar din Olanda, cu un scor de peste 18%. La capitolul puncte slabe, jurnaliștii L'Express notează faptul că grupul SD în care... Votul de astăzi arată câteva lucruri. 1. Că opoziția, reprezentată în momentul de față de către PNL, USR și PMP, a reușit să impună în Parlament numărul de voturi pe care îl are în momentul de față pentru președinția Camerei Deputaților, ceea ce înseamnă un act de responsabilitate majoră și de înțelegere a votului. Faptul că a existat un candidat comun al partidelor de opoziție cu un vot semnificativ în alegerile trecute reprezintă deja un gest de maturitate politică. 2. Aș vrea să cred că în Camera Deputaților lucrurile se vor schimba. Din nefericire, dezbaterea a arătat exact la fel ca și înainte, până la tăierea microfonului, dar Partidul Național Liberal și celelalte partide, USR și PMP, care au susținut candidatura mea, au plecat de la un set de proiecte pe care Camera Deputaților din acest moment trebuie să le urmărească dacă, într-adevăr, s-a schimbat ceva în România. Primele lucruri pe care trebuie să le facă în Camera Deputaților cei care astăzi și-au arătat o majoritate sunt legate de sancționarea imediată și vot prin moțiune simplă, inclusiv comisie de anchetă, pentru Teodor Meleșcanu și Carmen Dan, vinovați pentru blocarea votului românilor din diaspora și încălcarea unui drept fundamental. 2. Punerea în acord a legislației pe justiție cu recomandările Comisiei de la Veneția și lucrul acesta să se întâmple de urgență și, de asemenea, corectarea doar a celor aspecte declarate neconstituționale. În rest, justiția trebuie întărită. Aceasta era o prioritate a noastră în cazul în care preluam președinția Camerei Deputaților, au obligația cei care astăzi au majoritate și și-au demonstrat majoritatea să urmărească neapărat restabilirea unui echilibru în justiția îngenunchiată până acum de gruparea de infractori pe care Liviu Dragnea a avut-o în jurul său în Camera Deputaților. 3.
agenda legislativă pe proiecte economice și de interes public trebuie urmărită pas cu pas. Și plec aici de la abrogarea de urgență a Ordonanței 114, care a introdus taxe suplimentare, biruri, a îngenunchiat mediul de afaceri și a condus la o creștere în cascadă a prețurilor. În felul acesta pot să demonstreze că, într-adevăr, au măcar intenția să se întoarcă la agenda populației. Ca să nu mai vorbim de proiecte legate de educație, cum ar fi programul After School, proiecte legate de administrație publică, astfel încât să nu mai existe presiunea pusă pe autoritățile publice locale să suporte cheltuielile care le-au fost puse în brațe de către guvernanți și, nu în ultimul rând, stimularea mediului de afaceri. Noi am plecat la drum cu un set de pachete, cu un set de proiecte legislative. Și aceste proiecte legislative le vom urmări în continuare ca cei care au câștigat majoritatea să le ducă la îndeplinire. Cum aveți reușit dumneavoastră să treceți o moțiune de cenzură pentru că ați anunțat-o în condițiile în care aici, la Camera Deputaților, unde majoritatea era una destul de fragilă a celor din coaliția de guvernare, nu ați reușit să vă impuneți un președinte al Camerei Deputaților? Dacă îmi permiteți, o să vă rog să vă uitați puțin pe matematica votului de astăzi. Au fost 100 de voturi pentru candidatul PNL-USR. Da, am urmărit-o pe candidata PNL, USR și PMP, candidata liberală Raluca Turcan la șefia Camerei Deputaților, șefie care a fost câștigată tot de PSD, prin Marcel Ciolacu. Luăm o pauză de publicitate și revenim în câteva minute cu noi informații. Jaf armat ca în filme la un magazin de ceasuri de lux din Londra, regizat de un grup de hoți pe scutere. Nu a fost pentru prima dată când tâlharii au acționat în acest fel. Poliția a fost chemată marți dimineață în jurul orei 10:30, după ce a fost sesizată că bărbați pe scutere și înarmați au spart geamul magazinului de lux cu ciocănele și au furat mai multe ceasuri. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede momentul în care indivizii se urcă pe scutere și se fac nevăzuți cu prada. Câteva ore mai târziu, Scotland Yard a anunțat că trei bărbați au fost arestați pentru suspiciunea de jaf armat și se află în custodie la o secție de poliție din nordul Londrei. Aceasta nu este prima lovitură de acest fel la tâlharilor. Anii trecuți au mai dat spargeri folosind același mod de acțiune. Cu fețele acoperite de căști de motocicliști, indivizii forțau ușile cu ajutorul unui scuter, apoi alții intrau în magazin, spărgeau vitrinele cu ciocănele și furau bijuterii și ceasuri de lux. Alți complici rămâneau în fața magazinului și amenințau cu topoarele și macetele trecătorii care încercau să se apropie. Oficialii Huawei transmit un avertisment dur. Aceștia susțin că sancțiunile impuse companiei de către Statele Unite creează un precedent periculos care va afecta miliarde de utilizatori. Cel care a tras semnalul de alarmă este directorul juridic al Huawei, Song Liuping. Acesta a susținut într-o conferință de presă că sancțiunile vor afecta direct companiile americane și zeci de mii de locuri de muncă din Statele Unite. Oficialul a adăugat că acestea creează un precedent periculos care va afecta miliarde de utilizatori. Politicienii din Statele Unite folosesc puterea unei națiuni întregi pentru a lupta cu o companie privată. Această decizie riscă să ne afecteze clienții din peste 170 de țări, dat fiind că 3 miliarde de consumatori folosesc produsele și serviciile Huawei la nivel mondial. Declarațiile directorului juridic al Huawei vin în contextul în care autoritățile de la Washington au inclus Huawei pe lista companiilor care nu pot semna contracte cu firmele din Statele Unite fără o aprobare specială. Măsura a dus la amplificarea războiului comercial dintre Statele Unite și China. Decizia administrației Trump a fost luată din ceea ce Washingtonul numește motive de securitate națională, în condițiile în care compania este acuzată că produsele sale ar prezenta riscuri de securitate și ar fi utilizate inclusiv pentru spionaj în favoarea Beijingului. Huawei a respins în repetate rânduri acuzațiile și a negat orice legătură cu guvernul chinez. În luna aprilie, un oficial de rang înalt din cadrul Departamentului de Stat a declarat că administrația Donald Trump va revizui cooperarea cu națiunile aliate care vor utiliza echipamente produse de firma chineză Huawei pe fondul preocupărilor de securitate. Huawei este al doilea producător de telefoane inteligente la nivel mondial.
Vești triste pentru fanii serialului Game of Thrones. Actorul Kit Harington, interpretul personajului Jon Snow, a ajuns la o clinică de reabilitare. Reprezentanții actorului nu au dat detalii legate de starea sa de sănătate. A fost terifiantă. Jurnalul se încheie, doamnelor și domnilor. Rămâneți alături de noi la Fix. Urmează emisiunea Se întâmplă acum cu Tudor Barbu. Eu sunt Alex Ferrariu. Numai bine vă doresc.